Azi trebuie să mergi pe calea dreaptă, deoarece crezi în Dumnezeu concret. Având credință, nu căuta doar binecuvântările Lui, ci caută să-L iubești și să-L cunoști prin luminarea Lui. Și din căutarea ta Îl înțelegi cu adevărat și ai iubire reală în inimă. Când iubirea ta pentru El e sinceră și nimeni nu poate distruge sau bloca, ești pe calea dreaptă a credinței în El. Când iubirea ta pentru El e sinceră, dar dovedește că prin ceea ce plătești și prin ce treci și prin lucrarea Lui ai iubire spontană. Ești liber de influența satanei și trăiești în lumina cuvintelor Lui Dumnezeu. Dacă ești liber de forța întunericului, Îl poți câștiga pe Dumnezeu în credința voastră. Acest scop e datoria voastră. Când iubirea ta pentru El e sinceră și nimeni nu poate distruge sau bloca, ești pe calea dreaptă a credinței în El. Când iubirea ta pentru El e sinceră, dar dovedește că-i aparții Lui Dumnezeu, căci inima ta stăpânită de El și nu ești stăpânit de nimic altceva. Când iubirea ta pentru El e sinceră, dar iubirea ta pentru El e sinceră. Nu vă mulțumiți cu lucrurile cum sunt, nu puteți șovăi privind lucrarea Lui Dumnezeu, sau să o priviți superficial. În orice caz gândește-te mereu la El, fă totul de dragul Său, pune casa Lui pe primul loc. Când vorbești sau faci ceva, e conform voinței Lui. Ești pe calea dreaptă a credinței în El. Când iubirea ta pentru El e sinceră, dar dovedește că-i aparții Lui Dumnezeu, căci inima ta e stăpânită de El și nu ești stăpânit de nimic altceva. Când iubirea ta pentru El e sinceră, dar iubirea ta pentru El sincera, n-ai bine.